Salutare și bine ați venit la un nou episod din Half-Life. Cum episodul precedent a fost cam scurt, o să compensez și o să-l fac pe acesta puțin mai lung. Cam 20-25 de minute, depinde. Op, atenție la cap, că nu vreau să enervez turetele. Nu vreau urmăritori care să mă scuipe. Asta e clar. Acum ce avem noi? Wow! Stai, dă înapoi! Nu, n-avea. Hei, măcar am găsit ceva viață. Da, nu avea grenade pentru asta. Pentru mitralieră. Și totuși mă așteptam la câteva. Ho, 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 ho. Din nou. Ho. Trebuie să fie. Urăsc chestiile alea. Când ți-e viața mai dragă, dai de ele. Nu ești atent, te-au bubuit. Reducem viteza, că nu știu ce mă așteaptă aici. Stai, unde pleci? Ah, de fapt, dacă mă gândesc mai bine, du-te, că oricum te oprești acolo. Oh, 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 nu! Încă unul. Ah! Ce e aici, frate? Cuib! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 6! Păi, dă-o încolo de treabă! Cam mulți! Nimic. Mai aveam niște gloanțe pentru revolver. Oare unde se ascund ăștia? Stai, cu grijă. Am o... Da, cred că acolo sunt. Mai mult ca sigur sunt acolo. Hai să fac testul. Da, l-am văzut. Am nimerit pe careva. Totuși mai dau cu una. Nu, uite-l că e încă în viață. Oh, ăsta și-a luat-o în plin. Pe bun, am consumat destule grenade, hai să... erai acolo, ha? Mai bine așa. Că aceste chestii de se lipesc pe pereți au o rază destul de mare. Headshot. Am auzit un headcrab. Dar habar n-am unde e. Hai, sparge-te! E, măcar a avut ceva în ea. Și mai e cine? Nu mai e nimeni aici. Hai să-mi încarc armura. O să am nevoie. Ți-e cam usucă gâtul de la atâta vorbă. Perfect, am ridicat și bariera. Nu risc să sar de acolo să îmi rup vreun picior. Unde-i, mă? Acolo erați. Și de data asta unde ați sărit? Nu spune că ați sărit aici. Unde s-au dus fraților? E, asta ar putea rămâne un mister. Mă întorc la mașina mea de nădejde. Îmi iau arma preferată. Și anume revolverul. Și... Stai. Unde se duce ăla? Stai, eu ce... Am ridicat pe aia... Și ăla de unde a venit? Aia, nu mai contează. Aoleu, nu! Înapoi! Fugi! Mama, asta a fost... Ai, de capul meu. Prea aproape. Bă, pe cine tine... Cine te-a învățat, mă, să te joci cu bombe, ha? Mamă, ce-am scăpat. Și până la urmă, asta era o capcană. Și nu trebuia să vin pe aici. Să ai totuși să încerc să sparg ăsta. Ca... Nu, nu mai merge. Hai înapoi. Cred că m-aș mișca mai repede dacă aș merge pe jos, dar... Cum să zic,
Mi-e cam frică să nu ating șinele. Stai. Acolo n-am intrat. S-am intrat? Ba, era doar o altă ieșire. Mă scuzați, hai să continui. Foarte mare grijă să nu ating șinele. Aici te pierdu, mă. Ai căzut din mobil. Și acolo a ajuns. Și eu cu grijă. Din fericire, aia e goală. Oricum nu eram atent și nu cred că aș fi... A, gata, știu. Deci ăla ajungea aici. Se punea aici. Celălalt m-a așteptat dincolo. După ce credea că sunt cu garda jos. Cum să scap eu de ăla? Mai am. La fix. Mi-am luat un glonț, dar... Asta nu mai contează, hai să... Unde sunteți, mă? Sunteți acolo, cumva? Nu, nu-i nimeni. Ia-te-l! Ah! Acolo erai! Oho, care dați, mă, cu grenade? De unde... Mamă, ce... Ce bătălii se pregătesc! E ok! A, doar unul din trei. Așa, încă unul la pământ. Hai și tu. Lasă grenadele, nu mai da cu grenade. Nu-i frumos să dai cu grenade după oameni. Unde ești? Mă, și totuși de unde au venit ăștia? Unde, dar să știu să mă mai aștept și la alții. Se ascundeau aici? Asta ar fi ceva. Asta facem. Ba, s-a spart. Și aici avem. Dăm ce. Mersi pentru nimic. Ha, așa, hai să mai să nu mai țin atât de multe. Of, românește, nu pot vorbi și eu. Vreau să economisesc gloanțele pentru revolver. Gata, am zis-o. Muniția la revolver trebuie economisită, că e prea puternic și bun pistolul ăsta. Înțeleg de ce, mă, stai. De obicei la chestii de astea am amici. Nimic? Mă miră chestia. Și stai, de ce e liftul ăsta dacă eu pot urca totuși pe aici? Ia să-ți trimit întâi asta să văd ce se întâmplă. Abandonați? Da, nu văd care ar fi diferența, însă hai să merg cu liftul. Nu știu, mă simt eu mai în siguranță. Înapoi. Am făcut o mare greșeală. O foarte, foarte mare greșeală am făcut. Eu cum mai ajung acum sus? Că pun pariu că ăsta nu mai coboară după mine. Nu îmi vine să cred ce am făcut. Da. Am de asta. N-am decât să folosesc un explozibil de asta. Mamă, dacă era unul acolo în spatele cutiilor ca să fie gata de detonat, m-am dus. Asta e, m-am prins. De asta mi-au lăsat unul aici. Deci, în cazul în care se întâmpla asta, aveam totuși un explozibil cu care să trec și îți dau și unul în plus aici. Stai, ce s-a întâmplat aici? Nimic. Și aici unde ajung? Am scăpat ieftin. Și totuși a fost mai bine să urc cu liftul. Să vedem ce e aici. Aici nimic aici. Pot să ajung acolo? Ia să văd. O, frumos. A meritat să vin până aici. Hai, trebuie să ții echilibru aici. Bun, mai sus. Să mă aștept la surprize. Să mă aștept iar la surprize sau nu? Aparent, nu. Nimic. Și am luat iar glonțe pentru revolver? Cred că da.
Așa, bun, și eu cum trec de asta? A, stai, nu mă afectează. Păi, în cazul ăsta... Dă-i în față. Am trecut și la fix. Cât să... au să mă atingă. Acum drumul e liber și pot să merg. Așa, ia să vedem unde ajung eu. Ți-e cam usucă gâturile la atâta vorba. Cred că am mai zis asta. Stai și parchez eu mașinuța aici să cercetez. Cercetez astea. Dă-i, dă-i. Așa. Și asta deschidem. Bun, hai să continuăm. Unde ajungem, unde ajungem? Hai, pentru prima oară mă întreb și eu către suprafață. Ia să vedem. Stai, stai, stai. Intersecție, nu-i bine. Poate să fie ceva aici, ceva care mie o să-mi displacă. Iar am călcat pe șine. Stai, n-am mai fost... Am mai fost pe aici? Nu cred și nu vreau să ajung pe acolo. Ia să vedem partea asta ce e, poate... Și aici, frate? Mă, stai, nu se poate, de aici... De aici am venit eu? A, ba nu, e distrus. Pot să ajung jos? Nu e o idee bună, înapoi sus. Nu-mi place cum arată acolo și nu am cum să distrug alea fără să iau damage. Bine, de fapt am, dacă dau cu o rachetă jos. Dar o să trezesc și turetele. Și am cam rămas fără armură. Oh! Stai, 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 vino înapoi, vino înapoi. Uite, uitați cum mă lasă. Jos! Nu cred. Firar, cu ultima rachetă care a dat, a reușit să mă nimerească și a luat și revanșa, s-a răzbunat pe mine că l-am ucis. Și acum trebuie să fiu sigur că stau jos. Bun. Mai bine făceam așa de data trecută. Pare rău pentru aia, nu am fost atent și tot aici se pare că ajung. Dă-i în față, văd că astea nu mă afectează cu nimic. Ba da, mă afectează. Stai. Așa. Nu cred, pe și până la urmă tot aici am ajuns. Ia și ăsta cade. Nu, nu cade. Și pur și simplu nu-mi vine să cred. Dar și trebuie să mă aștept că tot aici ajung. Asta e. Un minut pierdut, nu mai contează. Și eu cum fac acum să... Așa, stai. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Ce voiați voi să faceți? Să mă închideți aici? La ce v-ați gândit? Eu am arme de foc și voi n-aveți decât ghiare și colți. Astea sunt și turetele, nu vreau să le deranjez, le las acolo. Să-și doarmă somnul de veci. Am văzut unul acolo. Mamă, ce bine că am văzut-o pe aia la timp. Măcar e...
Vreți că și eu pot să fac de-astea? Mamă, ce mi-a făcut-o ăla. La urma urmei, nu vrea să vadă că și eu pot să fac așa ceva. Stai și na. Cum să mă blocheze un perete? Nu că deja m-am supărat. Deja m-am supărat. Păi dă-o încolo de treabă. Odată e odată. Și atunci mi-am luat-o când am fost atent. Dar acum m-a blocat peretele. Puteți să dați înapoi să revedeți faza aia de câte ori vreți. Și o să vedeți că m-am blocat în perete. Acum știu ce e de făcut. Știu ce mă așteaptă și nu o să ezit. Să-i na, mă! Ești mor măcar? Te-am luat? Stai și acum cum fac cu ăla? Haide! Ce mai ești mor și tu? Bă, ești nebun, nu ne-am nimerit. Chiar nu voiam să trag acolo. Stai, unde-i celălalt? Gogu, băi, unde ai dus? Ai plecat, ai crăpat, ce ai făcut? Ah, nu mai contează. Cutiile ăștia, cred că au ceva în ele. Da, ce v-am spus? Și asta? Asta nu are nimic. Poate asta, că e mai mare. Nu știu, îmi place să spar toate cutiile din Half-Life. În majoritatea cazurilor găsești câte ceva bun prin ele. Mă, și totuși unde-i Gogu celălalt? A, aici erai, ha? Nu te da aproape când cineva are un shotgun. Deci ascultă sfatul meu. Dacă tu ai mitralieră și inamicul are shotgun, stai departe. Pentru că tu ești în avantaj dacă stai departe. Nu știu ce vorbeau ăștia aici sau despre ce. Să nu-mi pasă. I-am terminat, asta e tot ce contează. I-am luat așa prin surprindere. Și a fost mult mai bine că am folosit-o. Firea să fie. Acum trebuia să mă înce urechea. Ce cutie asta mică? Stai. Wow. Wow. Ho. Ce faci tu acolo? I-am luat? Ah, nu mai contează, hai să plec. Ah, firar să fie. Grijă mare aici. Presim scandal. Dă cu grenadă, a dat cu grenadă. A dat cu grenadă, ce v-am zis? Bun. Unul jos. Formă și tu. Acolo sus. Nu-i... Opa. Păi acum hai să vă văd. Ia, cât de tari sunteți acum? Da, nu mai sunteți tari deloc. Sunteți deja decedați. Totuși am luat unul cu grenada. Grijă mare, grijă mare. Pun pariu că aici... Am văzut explozibile acolo. Am văzut fucking explozibile acolo. Și de ce nu pot să-i detonez? Nu mă simt în siguranță să trec prin locul ăsta. Nu mă simt în siguranță chiar deloc. Cum fac aici ca să nu... gata, m-am prins. Care e faza? Stai, mișcă-te, Gordon, mai cu grijă.
Astea, dacă atingi laserele, te-ai dus. Nu mai e cale de întoarcere. Am dat un sfat prietenului tău să nu se apropie. Dacă cineva are shotgun, l-a lăsat o grenadă acolo. Na. Puteai să nu mai faci asta totuși, că ai făcut destul de mare mizerie, cu toate că era. Aici ce avem? Ia stai, întâi verificăm aici. De altă dată am găsit viață. Ia să vedem dacă putem face ceva. Cu ăsta, ce e holograma asta? Stai că nu înțeleg, e sateliții. Bun, pot să mă apăs ceva pe aici, panoul de control, ceva. Nu merge. Păi atunci direct aici și lansăm. Ia să vedem și noi ce se întâmplă afară. Nu știu, parcă e frumos așa atunci când lansezi o rachetă spațiu. Numai să nu bubuie la... Oh, ce-i cu lumina asta puternică. Și s-a dus. Cred. Hai mă, uite-o dată, nu mai fâsii. Gata. S-a deschis și ușa și geamul. Poți să ies pe aici? Ah, mă, nu poți să ies pe aici, ce naiba. Da. În orice caz, o să termin acest videoclip aici. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, dați share la videoclip și la canal, nu contează unde, doar faceți-o. Și o să ne vedem în episodul următor. La revedere!